Am avut o foarte consistentă reuniune. Am format parteneriat estic cu cei 6 miniștri de externe din cele 6 state partenere, Republica Moldova, Georgia, Ucraina, Armenia, Azerbaijan și Belarus. Este o reuniune de etapă organizată în marja Consiliului Afaceri Externe după summitul de la Vilnius, acolo unde s-au luat decizii importante privind acordurile de asociere unor state partenere și în perspectiva summitului de la Riga sub președinția letonă a Uniunii Europene. Ceea ce ne-a interesat au fost să definim și mai bine liniile de acțiune, pașii de urmat pentru statele partenere, atât cele care au semnat acordul de asociere, cât și pentru celelalte 3 state care, într-o formă sau alta, doresc o cooperare mai strânsă cu Uniunea Europeană, fără să-și fi fixat obiectivul de asociere. În intervenția pe care am avut-o, am subliniat, în primul rând, o chestiune de natură politică foarte importantă. Criza și evoluțiile de securitate dramatice legate de Ucraina din bazinul Mării Negre, în general, au demonstrat încă o dată cât de importantă este racordarea acelor state pe baza liberei voințe exprimate, racordarea și o cooperare cât mai strânsă cu Uniunea Europeană. Acest lucru înseamnă solidaritate și sprijin politic, de natură economică și racordarea la un sistem de valori care oferă garanții. În al doilea rând, am subliniat pentru cele 3 state care au semnat acordul de asociere. Am informat colegii că România a fost primul stat care, membru al Uniunii Europene, care a ratificat unanim toate cele 3 acorduri de asociere și am încurajat statele membre să finalizeze procedura de ratificare internă cât mai rapid posibil. În al doilea rând, am subliniat cât de importantă este aplicarea provizorie a acordurilor de asociere, în principal acea componentă economică. În cazul Republicii Moldova, de altfel, se fac demersuri pentru devansarea aplicării provizorii, nu de la 1 octombrie, așa cum se discutase inițial, ci de la 1 septembrie. În condițiile măsurilor restrictive de retaliere pe care Federația Rusă le-a anunțat, acest lucru ne permite nouă, la nivel european, să fim mai prezenți, să acordăm toată asistența și sprijinul necesar Republicii Moldova și eventual altor state partenere care s-ar găsi într-o astfel de situație. De altfel, eu am făcut un apel foarte serios la Comisia Europeană și la statele membre să fim pregătiți cu mecanisme de asistență, de compensare pentru Republica Moldova. Dacă acordul de liber schimb intră provizoriu în vigoare mai rapid, va fi cu atât mai bine. În al treilea rând, m-am referit la perspectiva europeană și am spus foarte clar, am susținut, România a susținut acele concluzii privind Ucraina, adoptate anterior, faptul că acordul de asociere la Uniunea Europeană nu reprezintă ultimul obiectiv, obiectivul final, ci trebuie să mergem mai departe pentru confirmarea unei perspective europene. Am spus, este exact lucrul pe care îl susținem în mod firesc și este valabil și pentru celelalte 2 state partenere, Republica Moldova, în primul rând, și Georgia. Cu privire la celelalte 3 state din parteneriatul estic, am pledat pentru a adecva la nevoile specifice ale celor 3 state, Azerbaijan, Armenia, respectiv Belarus, asistența și cooperarea pe care o avem. Aceste state nu și-au declarat ca obiectiv dorința de asociere, poate chiar în perspectiva unei aderări la Uniunea Europeană, dar doresc o formă de cooperare specifică intereselor proprii și noi susținem și cu Armenia și cu Azerbaijanul acel acord de parteneriat strategic în domeniul securității energetice și cu Belarus să facem o serie de pași înainte.